Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș anunță pentru sâmbătă 1 iunie două evenimente teatrale organizate cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului. De la ora 11 în sala Barbu Știrbei, Teatrul Ion Luca Caragiale din București vă invită la spectacolul Goe în Țara Minunilor, după texte de Ion Luca Caragiale. Așadar, intrarea la acest spectacol este liberă, anunță organizatorii. Trupa Trepte a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș anunță o reprezentație în scop caritabil, începând cu ora 19, în aceeași sală a Centrului Cultural cu piesa Sforăie în locul meu de Mihai Dobre, un spectacol de Ștefan Nițu. Valoarea unui tichet de intrare la această piesă de teatru este de 10 lei.